Dar nu știam că ai și ascultat. Eu încă nu l-am ascultat. De-abia aștept să o fac, să văd dacă nu mă fac de râs. Am luat de mult decizia să încerc aventura asta, din două motive. Întâi pentru că, în general, sper să nu fie aici prea mulți actori, nu-mi place cum e recitat Eminescu. Toți actorii spun texte sau recită poeme de dragul lor înșile. Pentru cât de frumoasă le e vocea, pentru ce efecte de piept sau de cap pot scoate, pentru câte subtilități sugerează în pauze, toate recitările sunt cu note de subsol sugerate, adică nu vor să-ți comunice ce a vrut Eminescu, ci să te facă să înțelegi ce tu n-ai înțeles când ai citit și dacă ești atent la cum recită ei, ai să simți niște finețuri, niște efecte spectaculoase care te fac până la urmă să-l uiți pe Eminescu. Deci prima mea reacție a fost una de dragul textelor lui Eminescu, în care eu să nu fac decât o lectură participativă. A doua chestie este că mi s-a părut că ca întotdeauna iubirile pot derapa în sensul că creează personaje care n-au nicio legătură cu personajul real. Noi toți declarăm că îl iubim pe Eminescu. Dar iubim într-un fel care ne dispensează să-l citim. De obicei. Sunt uimit să constat ce puțin citit e Eminescu. Cu cât e mai iubit, mai zgomotos iubit, cu atât lectura din opera lui e mai precară. Toată lumea știe de Luceafărul, de Scrisoarea a treia, încă două, trei lucruri, pe lângă Plopii fără soț, dar Eminescu este infinit mai mult decât atât. E de o bogăție, de un rafinament, de o anvergură pe care dacă nu ai un contact intens și amplu cu textele lui, noi îl iubim cum? Îl iubim întâi îl declarăm voievod. Asta e o formă de a renunța să-l mai citești. Nu stai să citești voievod. La voievod te închini, le faci statui. Eminescu voievodal. Ietu Petrețuță a avut o vorbă în privința asta, care la el înseamnă altceva, fiindcă el avea un fel de umor ambigu. Îi spunea, dragă Eminescu, este o sumă lirică de voievod. Nu e rău, dar odată ce l-ai pus pe soclu, s-a terminat. La fel dacă îl pui în manualul de liceu. Toată lumea învață din afară, dă extemporane și după aia își vede de treabă. Formă este Eminescu eroi. Un om care a luptat și drept care a fost și omorit. Am văzut stupefiat în ultima vreme că circulă din ce în ce mai apăsat ideea că Eminescu a fost omorit de austro-ungar în urma unui complot manevrat de Titu Maiorescu și Ion Slavici, oamenii care au fost cei mai apropiați și bineînțeles că pentru ca spectacolul să fie înduioșător și patetic la culme, s-a aflat și că a murit, lovit cu o cărămidă în cap, în timp ce tocmai intona Deșteaptă-te române. Asta înseamnă, în general, iubirea noastră de Eminescu. Sau să folosim unele versuri ale lui ca să ne hrănim idiosincrasiile și obsesiile noastre. Orice om scrie de toate în viața lui, nu știu, cu care amic al meu gazetar îl declară ateu. Eminescu e unul din puținii mari români care nu avea chestia asta cu credință. Biserica găsește destule pagini de credință autentică. Eu însumi am ales aici două texte, între care rugăciune, care sunt, din punctul meu de vedere, de o evlavie extraordinară, fără să fie lăcrămoasă. Alții spun, a fost un campion al ortodoxiei și să dau texte. Alții spun, da, dar tot el a spus că dacă am fi fost catolici, altfel arătam noi. Fiecare găsește în Eminescu ceva care să îi gâdile în mod plăcut obsesiile, ideologiile și așa mai departe. Închei cu un exemplu caracteristic. Prietenul meu, Horia Roman Patapievici,
profit că sunteți aici, că poate spune și la alții. A scris un text. Textul are următoarea idee. Din păcate, foarte multă lume, mai ales din generațiile mai noi, au impresia că Eminescu e depășit. Că Eminescu nu mai e realmente contemporan cu noi. Au alte valori, alte criterii, postmodernisme de tot felul și așa mai departe. Și ei, aceștia, spune Horia Roman Patachievici, l-au transformat din cauza asta pe Eminescu în cadavrul nostru din dulap. Când în realitate el este marele poet al acestei țări. Cei care nu citesc articole, ci care află din auzite ce a spus unul și altul în funcție de antipartii private, au răspândit această idee că Patachievici l-a făcut pe Eminescu cadavrul din dulap. Textul e exact pe dos. Cine îl citește își dă seama repede. Dar Patachievici a ajuns să fie abordat pe stradă, acostat, înjurat, bruscat, că s-a dat la marele nostru poet. Credeți că cei care fac asta l-au citit pe Eminescu? Vă asigur că nu. Habar n-au. Luați-l de nasture pe oricare din aia care îl apără furibund și o să vedeți că nu știe decât o prea frumoasă fată. Felul ăsta de a-l iubi pe Eminescu, ignorându-l, transformându-l într-un monument unde vii cu pionierii și îi aduci omagii, e catastrofal, e nepatriotic, e lipsit de gust, este periculos. Împotriva acestei situații am vrut să citesc Eminescu și mulțumesc lui Dan că a observat, m-am legat și de texte care sunt realmente puțin cunoscute. Texte în care Eminescu este ironic, este bișicher, este frivol, alături de texte în care este de o adâncime, de o sensibilitate care nu s-a rostit așa în limba română niciodată, mai bine decât a făcut-o. Vă mulțumesc! Iar dacă mai avem vreo...